Fie că aleg produse împotriva răcelii, pilule pentru protejarea ficatului sau a inimii, românii înghit cu pumnul pastile conform spuselor medicilor de familie. Să ducă și cumpără este destul de rău. Să te duci să-ți cumperi medicamente și să ți le administrezi singur, gândindu-te că vecina care a înghițit aceleași pastile, vecinei au făcut bine și ție s-ar putea să-ți facă la fel. De ce? Din mai multe motive. Pentru că foarte multe medicamente sau marea lor majoritate au reacții adverse destul de frecvente, pe care anumiți pacienți le fac, anumiți pacienți nu le fac. De departe, cele mai periculoase sunt antibioticele. Acestea pot distruge flora intestinală, pot contribui la slăbirea imunității și pot crește rezistența bacteriilor la antibiotice. Cea mai mare problemă la medicamente sunt antibioticele, că românul își administrează cel mai frecvent antibiotice. Și din ce în ce rezistența față de aceste antibiotice crește și, într-adevăr, când organismul are nevoie să ia antibiotic, acesta nu-și mai face efect. Cei mai mulți români susțin însă că iau pastile fără avizul medicului doar în cazul unor afecțiuni minore. Sperați să vă duceți la medic sau să vă tratați acasă? Da, să mă duc la medic. Nu mă este mai sigur medicul de familie? Da. Ați da. Încercat vreodată să vă tratați singură? E așa, de o durere de cap, așa am mai încercat și eu, normal. La medic ar fi bine să te duci. Niciodată automedicația nu e corectă, că poate să dea complicații mai mari. Dumneavoastră preferați să vă duceți la medic în loc să vă tratați acasă? Absolut, la medic, sunt de acord. Și pentru cei tineri care sunt mai comozi așa și nu vor să se ducă la doctorul de familie? Să învățăm, să educăm. Că de-aia sunt tineri. Mergem la medicul de familie, cum? Așa de capul nostru nu se poate. Studiile arată că 73% dintre români își administrează medicamente fără a consulta un specialist.